prin momente de cumpănă după operația pe creier, însă după primul control medical a început să privească lucrurile cu optimism. Leo Iorga s-a apucat de treabă cu trupa, dar a început și recuperarea. Colega noastră, Violeta Miron, este acum alături de el și ne oferă mai multe detalii. Bună ziua, Violeta! Cum au decurs primele ședințe? Bun găsit, Laura. Se pare că domnul Leo Iorga privește lucrurile cu o doză mai mare de optimism. Asta din momentul în care a început primele ședințe de chimioterapie și radioterapie, dar mai multe detalii vom afla acum de la dumnealui, care ne va spune când s-au desfășurat primele ședințe. Bună ziua! Când ați început primele ședințe de chimioterapie? Bună ziua! De chimioterapie acum vreo 3 ani, s-au reluat și acum, însă am radioterapie și TV-terapie, după cum vedeți. Am auzit deja că au fost niște intervenții relativ la trupă. Vreau să corectez burtiera de acolo, pentru că consider că sunt niște chestii deplasate. Deci trebuie să, din start, după care vorbim de chestiile medicale. Deci nu e vorba nici o bită de nicio treabă asta, asta nu e treaba nimănui. Este vorba de fiecare își face datoria în formația noastră și cu asta basta. Datoria mea este să mă recuperez și să ajung să cânt așa cum cântam înainte, mă refer și la poziția de scenă, și anume după o intervenție chirurgicală la un spital eminent, toți medicii de fapt mi-au devenit prieteni, și acolo Sergiu Stoica și aici la această clinică din Otopeni, care este cea mai bună clinică de radioterapie existentă în zona de est a Europei, aș putea să spun, pentru că este upgradată în permanență. Și bineînțeles că prietenii m-au îndrumat să ajung aici, la un alt prieten care este din Cluj și care se numește domnul profesor Chiricuță. Cum a decurs ședința de radioterapie care s-a încheiat cu câteva minute în urmă? Ce este emoționant aici, mai ales că am avut radioterapie la căpățână, este că ți se face o mască. Și masca asta, la început ai senzația că e masca lui Zorro sau o chestie de asta. Prin masca aceasta se efectuează procedura, durează fizic aproximativ 3-4 minute, deci nu este un capăt de țară. Eu mi-o imaginam mult mai sofisticată și cu alte consecințe. Până acum, mulțumesc lui Dumnezeu, nu am avut nici rău. Astăzi am avut și o încălecare, deci suntem filmați și din aia. Noi vă urăm sănătate multă, sperăm ca rezultatele să fie pe zi ce trece tot mai bune. Și să vă vedem pe scenă în continuare. Și cei care mă văd pe scenă trebuie să știe că în România există asemenea clinici. Nu e neapărat să te duci la Honolulu sau în alte locuri, în Turcia sau în Viena sau în alte părți, pentru că deja, mulțumim Dumnezeu. Laura, acestea au fost informațiile pentru moment. Violeta, mulțumesc, mergem mai departe.